Emisiune sponsorizată de Clinica Oculus. Deseori, odată cu înaintarea în vârstă, apare cataracta. În ce constă această afecțiune? Cum se manifestă? Și care sunt soluțiile moderne de tratament? Aflăm de la dr. Cristian Moraru, medic primar oftalmolog. Pentru aceasta, trebuie însă mai întâi să înțelegem ce este cristalinul și care este funcția acestuia. Dacă privim globul ocular ca un sistem optic, adică ca un aparat foto, orice aparat foto are o lentilă care focalizează imaginea pe film, cum era înainte, acum e digital. Această lentilă există și în sistemul optic al ochiului și lentila respectivă se numește cristalin. Deci e o lentilă cu funcție de lentilă, dar cu funcții ultraspeciale. În sensul că e o lentilă ancorată de niște mușchi foarte fini, se numesc mușchi ciliari, care asigură claritatea imaginii, indiferent de distanța între imagine și ochi. Deci este o lentilă mobilă care tot timpul lucrează prin acești mușchi ciliari, în așa fel ca lentila are un focar. Acest focar de mare claritate trebuie să fie totdeauna perfect pe retină, respectiv în zona maculară, cea mai fină zonă a retinei. Una din condițiile funcției respective este ca această lentilă să fie perfect transparentă. Deci toată viața noi avem lentila perfect transparentă, ea are totuși o fază de îmbătrânire cam după 40 de ani în care funcția asta de focalizare a imaginii exact pe retină începe să scadă, fenomenul numește presbiopie. Și omul, după 40-45 de ani, ca să înlăture efectul acesta de a nu mai putea focaliza, are nevoie de ochelari de citit. Dar cristalinul rămâne, lentila rămâne transparentă. Din cauze necunoscute, această transparență poate să înceapă să diminue. Lumina care intră în ochi nu mai este să fie trecută pentru un mediu perfect transparent. Și imaginea devine neclară. Conform statisticilor, cât de des apare cataracta și când? Cam după 60-65 de ani, 70, cam 50% din populație este predispusă la cataractă. Dacă există și un factor genetic, adică ambii părinți au făcut cataractă, noi avem discuțiile cu pacienții, ne spun, șansa de a face cataractă e mult mai mare, dar nu știm cauza. Există și cataracte, adică pierderea acestei transparențe a cristalinului de cauze cunoscute. Anumite medicamente pot da, de exemplu, cei care iau cortizon pentru boli autoimune sau pentru alte patologii, dezvoltă o cataractă, noi numim cataracta cortizonică, care e o cataractă specifică și asta poate să apară și la vârste mult mai tinere, adică nu după 60 de ani. Anumite opacități ale cristalinului în anumite boli hormonale. Dar procentul de cataractă cu etiologie cât de cât explicabilă sau cunoscută e mic în comparație cu procentul de cataractă care apare așa, să spunem, din senin. Știm că tratamentul cataractei este chirurgical. În ce constă operația de cataractă? Se extrage cristalinul opacifiat în diferite grade și se pune în loc o lentilă care are funcția asemănătoare cu lentila naturală a cristalinului, deci o lentilă care focalizează imaginea
pe retină și această lentilă se numește cristalin artificial. Când anume este indicată operația de cataractă? În ce stadiu al acestei afecțiuni? Știind că această boală, cataractă, este progresivă orice am face, preferăm să operăm în fazele inițiale sau de început, pentru că operația este mult mai ușoară, cu evoluție postoperatorie mult mai rapidă de reintegrare, fără complicații posibile în timpul operației. În țările dezvoltate și de când s-au dezvoltat aceste aparate din spatele meu, au dat o siguranță și o precizie operației, în așa fel încât pacienții trebuie să vină cu încredere, că el spune, dom'le, dar nu mă operez, că eu văd. Da, da, peste câteva luni n-o să vezi. E greu să convingi, mai ales în sistemul nostru de mai puțin informare medicală, o să faci cataractă. Da, eu văd. Avem pacienți care abia îl duci de mână. Zice, eu văd foarte bine și de ce să mă operez? Să-l convingi să se opereze. Pentru că, cum am spus, aceste aparate dau o siguranță și o precizie și un procent foarte mare de reușită al cataractei. Dar cum se inserează noul cristalin artificial și, de fapt, cum au evoluat noile cristaline artificiale, cum erau mai de mult și cum sunt acum, astfel că după operația de cataractă să nu mai trebuiască astăzi să porți ochelari. Erau dintr-un material rigid care necesita o incizie, o tăietură, tot așa, de cel puțin 6 mm, ca să-l putem și necesita, pe urmă, o cusătură. A evoluat și această situație de cristalin și s-au inventat materiale moi, posibil de îndoit, de foldat, deci un cristalin care e o lupă, are în jur de 5,5-6 mm diametru, dacă îl foldăm, e jumate, în jur de 2, ceva. La ora actuală, cristalinele se introduc foldate, îndoite, pe o incizie de 2 și ceva milimetri, lucru foarte important în toată economia cataractei și de evoluție postoperatorie. Asta e un punct. Deci s-a micșorat foarte mult incizia și nu a mai trebuit să tăiem și să coasem la loc. Și pe de altă parte, o altă evoluție foarte importantă, dacă la început, cum am spus, cristalinele artificiale imitau o lupă, adică lupa are un singur focar și se punea în locul cristalinului a cataractei, acest focar focaliza pe retină, dar avea doar focarul de privire la distanță. Și atunci pacientul vedea la distanță bine, așa, dar pentru citit îi trebuia ochelari. Și există la ora actuală cristaline care sunt din materiale moi, adică se îndoaie și imită și funcția cristalinului original de a focaliza la mai multe distanțe. Și aceste cristaline se numesc multifocale. În așa fel că un pacient operat de cataractă cu un cristalin multifocal nu mai are nevoie de ochelari, nici de distanță, nici de calculator și nici de aproape. Dar haideți să aflăm și cât durează operația de cataractă de la dr. Ozana Moraru, medic specialist oftalmolog. Depinde mult și de manualitatea și de experiența chirurgului. Sigur, cu cât faci mai multe, cu atât rutina e mai mare și operația durează mai puțin, dar să spunem pentru același chirurg, dacă înainte o operație standard în care tăiam 10 mm din ochi și o și coseam și așa dura 20, 30, 40 de minute, acum o operație prin facoemulsificare poate să dureze și 7-8 minute. Cu tehnica femtolaser se mai adaugă cam 2 minute, timpul în care acționează efectiv lupa, acea piesă de contact cu femtolaser. Deci este puțin mai lungă, dar avantajele unei precizii mai mari sunt clar în favoarea ei. Cu ce fel de anestezie se face această operație de cataractă? Noi efectuăm operația de cataractă cu anestezie doar cu picături. Este mai confortabil pentru pacienți, că evităm și riscurile unei injecții aici la nivelul orbitei, inclusiv o hemoragie în zonă și cu un aspect inestetic următoarele zile postoperatorii. Dacă se sparge un vas de sânge, omul vine cu ochiul roșu a doua zi și e nemulțumit. Chiar dacă nu-l doare, e nemulțumit pentru aspect. Deci se evită niște riscuri legate de injecție. Și în afară de asta și
acuitatea vizuală se recuperează rapid, integrarea în viața socială se face foarte repede, socială, profesională, se face foarte repede, da. Cei mai mulți sunt foarte cooperanți și chiar își doresc o operație fără anestezie cu injecție. Sunt și câțiva pacienți mai puțin cooperanți sau poate mai în vârstă sau cu diverse afecțiuni neurologice sau situații în care, eu știu, bănuim o cataractă cu risc mare de complicații, mai complexă, și atunci sigur le propunem anestezia cu injecție, pentru că aceea ar dura și mai mult. Presupunând că durează o operație mai mult, atunci e bine să fim oarecum protejați printr-o anestezie cu injecție, deci o anestezie mai profundă. Și care sunt rezultatele operațiilor de cataractă? Cum se simt pacienții imediat după operație? Rezultatele după operație de cataractă sunt foarte bune. Este una dintre operațiile care asigură revenirea la normal, să spunem, aproape la normal a ochiului, a vederii, cu mențiunea că, scoțând un cristalin natural care mai avea ceva acomodații, deci capacitatea de a vedea la toate distanțele, prin implantarea cristalinului artificial nu putem realiza asta decât dacă avem un cristalin multifocal. Dar ce vreau să spun, vederea, acuitatea vizuală după operație poate să fie foarte bună, excelentă chiar, dacă și situația fundului de ochi este bună. Din păcate, există cazuri în care, sigur, pacientul vine și cu cataractă, dar mai are și o afecțiune retiniană, o degenerență maculară sau o atrofie de nerv optic, de cele mai multe ori de cauză glaucomatoasă, deci pe un glaucom avansat. În aceste cazuri, noi sigur propunem operația de cataractă ca să dăm la o parte măcar una din cauzele pentru care nu vede pacientul, dar vederea după operație nu va fi optimă sau va fi parțial limitată în funcție de starea fundului de ochi, fie de gradul de avansare al degenerenței maculare sau al atrofiei de nerv optic, al glaucomului. Deci să nu uităm, pacienții de multe ori vin așa cu speranța că îmi dau la o parte cataractă, îmi pun cel mai grozav cristalin și o să văd minunat. Nu, vederea depinde, poate să fie minunată și 100% recuperată, dar cu condiția ca fundul de ochi să fie bun. Vederea depinde de starea fundului de ochi. Din păcate, de multe ori nu putem să apreciem starea fundului de ochi înainte de operație. De ce? Pentru că pacientul poate veni cu o cataractă atât de avansată încât să nu putem vedea fundul de ochi și să nu putem să-i spunem: uite, îți dăm la o parte cataracta, dar dumneata ai o problemă pe fund de ochi și nu știu cât vei recupera din vedere, doar parțial, nu știu cât, dar nu total. Deci nu putem să știm, dar îi avertizăm: uite, nu se vede fundul de ochi, dăm la o parte cataractă și o să vedem după aceea. Asta nu îmi pare rău, unii pacienți sunt un pic dezamăgiți după o operație care a și durat puțin, nu i-a durut, s-au simțit minunat, totuși vederea n-a fost recuperată 100% din cauza că au o afecțiune de fund de ochi. Încercăm să le explicăm și să îmbunătățim ce se poate în continuare din această boală a fundului de ochi. Care sunt precauțiile suplimentare care ar trebui respectate după operație? Deși pacienții își recuperează rapid vederea și se pot integra în viața socială și profesională și absolut normală destul de repede, unul dintre simptomele cel mai frecvent întâlnite postoperatorii și care nu cedează chiar foarte ușor la unii pacienți este acest, oarecum noi numim sindrom de ochi uscat. În fine, sunt niște senzații pe care pacientul le are de jenă la colțul ochiului sau sub pleoapă, sau dacă clipește îi se pare că vede mai bine, dar dacă nu clipește vede în ceață. Toate aceste simptome sunt simptomele unui sindrom de ochi uscat, care e posibil să fie existat și înainte de cataractă, dar cu siguranță în urma oricărei operații la ochi se accentuează cel puțin o perioadă. De aceea noi recomandăm tuturor pacienților postoperator ca tratament, pe lângă antibiotic și antiinflamator, și lacrime artificiale fără conservanți, iar la unii dintre ele trebuie puțin prelungit acest tratament cu lacrime artificiale. Încercăm să-i asigurăm că nu este nimic, că nu e operația greșită, uite, vederea e bună, cristalinul stă perfect, dar până se reface filmul lacrimal, trebuie un pic să aveți mai multă răbdare sau să faceți un tratament puțin mai îndelungat cu niște lacrimi artificiale. E o chestie care nu ține nici de pacient, nici de chirurg, nici de calitatea operației. Pur și simplu filmul lacrimal al multor pacienți, mai ales în condițiile actuale cu poluare, cu folosirea îndelungată a calculatoarelor, a ecranelor, se întâmplă frecvent.
E ceva care trece, dar cu ceva mai multă răbdare. Prin urmare, astăzi, noile tehnologii, laserele și cristalinele artificiale au schimbat atât modul în care se desfășoară operația de cataractă, cât și rezultatele acesteia, felul în care se simt pacienții imediat după operație și felul în care pot să-și desfășoare apoi activitatea. Însă, indicația medicală este de a nu amâna această intervenție atunci când vă este recomandată. Informați-vă adecvat și alegeți sănătos! Emisiune sponsorizată de Clinica Oculus.